Good morning, everyone. Thank you for joining us for the launch of the JARA activity. My name is Ann Trice. I'm Justiție și combaterea a corupției. Eu numesc Ann Trice și voi fi șefa acestui proiect. Îmi pare bine să fiu aici astăzi și aș vrea rapid să dau cuvântul gazdei noastre de la Institutul Național al Justiției, doamna Ecaterina. Bine. Excelențe, distinși oaspeți, dragi colegi, în contextul actual al evenimentelor istorice care sunt demarate în Republica Moldova odată cu acordarea statutului de țară membră la aderarea UE, este o plăcere și o mare onoare să găzduim acest eveniment, lansarea unui proiect care va ajuta nemijlocit și sperăm foarte mult la combaterea corupției, deci ceea ce așteaptă societatea cel mai mult. Acesta va fi un răspuns prompt. Incontestabil, pilonul principal și fundamentul de bază a unui stat de drept este justiția și această prioritate nu este negociabilă. Iar determinarea conducerii țării în lupta cu combaterea corupției pentru promovarea integrității și a înaltelor standarde și valori etice în sistemul judiciar, susținute puternic de instituțiile statului, dar și de partenerii noștri valoroși, este un exemplu elocvent pentru viitorii judecători și procurori, dar și pentru toți actorii din sistemul justiției. Mulțumim, doamna președinte, și suntem alături în această luptă și ne vom implica plenar ca să facem, într-adevăr, să transformările necesare pentru o societate integră și bună. Cu această ocazie, permiteți-mi de asemenea să aduc sincere mulțumiri și să reiterez recunoștința noastră față de Ambasada Statelor Unite și echipa, în persoana domnului excelenții sale, domnul Longstone, echipa ANL, echipa USAID. Astăzi vorbim mai mult de partenerii noștri americani, pentru că aici ne aflăm la lansarea unui proiect și vreau să zic că Institutul, în acei 15 ani pe care are, a conjugat eforturile și a fost susținut enorm de partenerii noștri, iar Ambasada Statelor Unite a fost alături pe toți parcursii anului. Chiar și această infrastructură, această clădire modernizată cu săli de simulări de procese, cu modernizarea curiculei, cu elaborarea conceptelor, metodologiei de procese simulate, admitere electronică, cursuri electronice engleză juridică, digitalizare și foarte multe alte proiecte au fost implementate aici. Și suntem foarte recunoscători pentru acest suport. De asemenea, vreau să reiterez gratitudinea noastră față de colaborarea eficientă pe care o avem cu Ministerul Justiției. Doamna ministră, vă mulțumim. Avem un consens și un dialog constant pentru a implementa strategiile noastre și politicile și a vedea eficientiza această instituție de formare judiciară, ca să punem umăr la umăr și beneficiarii care este aici, beneficiarii care au formare continuă, să aibă nivelul și calitatea formării necesare. De altfel, componenta de integritate a fost inclusă în amendamentele legii anul trecut, în 2022, și promoția 16, care studiază la noi, deja au trecut acest filtru al integrității și au completat declarațiile de interes și avere și ceilalți care vin în toamnă, 45 de persoane, și cei care vin la anul celălalt, 50, deci vor fi un filtru de integritate elocvent. Mai mult decât atât, vreau să zic că noi facem promovarea aceasta pentru a veni și a avea cât mai multe persoane și lucrăm pentru a implementa deciziile CSS-ului împreună, umăr la umăr, pe platforma noastră de discuții cu Ministerul. Noi astăzi lansăm un nou proiect, Onorată Asistență. Pentru noi este o tradiție să facem acest lucru. De ce este important și este onoare? Pentru că este un alt fel de proiect. Chiar dacă noi am implementat cu suportul ambasadei și USAID-ul foarte multe proiecte, povesteam doamnei Mache despre provocările mileniului, Open Justice, Model Court, Rolis și toate celelalte, au fost implementate aici. Beneficiarii noștri au avut parte de expertiză, de experți valoroși, de materiale didactice, cursuri electronice și foarte multe lucruri, inclusiv echipament care ne oferă Ambasada Statelor Unite. Deci suntem recunoscători guvernului SUA și poporului american pentru acest suport. Eu vreau să vă asigur, plenar, că noi în acest proiect avem și noi câteva obiective pentru formarea de calitate specializată în combaterea corupției cu criptomonedă, portofel financiar, achiziții, m-am uitat acolo cu foarte multe lucruri interesante și de data aceasta vom avea expertiză de peste ocean, probabil foarte valoroasă. Noi avem acest concept și aceste formări, dar de data aceasta ne-am propus să fie altceva.
Și vreau acum, în final, să vă împărtășesc o practică foarte bună care are direct proporțional cu tema combaterii corupției, integritatea. Recent, chiar joia trecută, 3 audienți din cadrul Institutului Național al Justiției au reprezentat Republica Moldova la concursul internațional TEMIS, organizat de Rețeaua Europeană de Justiție, Rețeaua Europeană Școli de Magistratură. Au concurat 9 țări, ei au adus premiul special al jurului Luptători pentru Integritate Judiciară și premiul de onoare a publicului. Tema, știți care a fost? Vettingul. Drumul spre integritate pentru Republica Moldova. Aceste premii confirmă angajamentul nostru colectiv față de valorile etice și principiile fundamentale. Mai mult decât atât, audienții noștri au fost inspirați probabil de exercițiul acesta de evaluare extraordinară care are loc la noi aici, deja de un an și ceva, și de asta au inhalat acest spirit și au reușit să vină cu succese bune și colegii din alte școli, Germania, Italia, Serbia, Regatul Țărilor de Jos, România, Serbia, Cehia, Estonia, Ungaria, care au concurat, deci au cunoscut procesul care se întâmplă în Moldova și i-au numit luptători. Avem o diplomă, deci avem și un coleg care a fost, deci a fost 2-3 audienți și un formator, procuror, mentor. Aceasta este o practică bună și ne încurajează să spunem că astfel de exemple numai decât ne vor arăta că împreună vom lupta și vom edifica un sistem judiciar integru care să fie eradicată corupția și integritatea să fie promovată în mod constant. Mulțumesc tuturor partenerilor, doamnă președinte, vă mulțumim și să știți că noi suntem alături în această luptă și cu Ministerul și cu noul CSM și cu toate instituțiile facem front comun pentru a face transformările și Moldova europeană pe care o construim să aibă viitorul pe care l-am propus în 2030, da? Mulțumesc foarte mult tuturor! Thank you so much, Ambassador. Mulțumim foarte mult, domnule ambasador, aveți cuvântul. Bună dimineața, doamnă președinte, Sandu, doamnă ministră, Mihaela Moraru, doamnă administratoare, adjunctă, McKee, director Popa, domnul director Rusu, bună dimineața, distinși oaspeți. De la independență, Moldovei, Statele Unite au susținut cu fermitate un sistem de justiție pentru Republica Moldova, care să fie mai eficient, mai transparent și mai responsabil față de cetățeni. Prin lansarea proiectului USAID, privind reforma sistemului de justiție și anticorupție, continuăm parteneriatul cu Guvernul Republicii Moldova pentru a crea instituții rezistente care aplică legea în mod corect și echitabil. Acest proiect va crea standarde de excelență pentru instituțiile anticorupție, va consolida capacitățile Institutului Național al Justiției și va sprijini Ministerul Justiției în efortul său de reformă în curs. În cadrul acestui nou proiect, Statele Unite vor sprijini crearea unui mini-secretariat care va ajuta la implementarea strategiei Ministerului privind reforma justiției, coordonând eforturile de construire a unui sector public și sistem de justiție fără corupție. Aceste angajamente nu sunt simple. Noi salutăm legislația și realizarele recente, precum procedura de vetting și revenirea la funcționalitate de plină a Consiliului Superior al Magistraturii. Acest progres reprezintă interesele cetățenilor și speranțele lor pentru viitor. Ne angajăm să colaborăm cu Republica Moldova pentru a asigura un sistem de justiție care e decizi independentă în baza legii și Constituției țării și ca aceste decizi sunt luate independent de forțele politice. Acest parteneriat este un aspect
important al cooperării noastre pentru o Moldova mai sigură, mai democratică și mai prosperă. Este o onoare să fim parteneri în cadrul acestui efort. Vă mulțumesc! Mulțumim! Bună dimineața, doamnă președintă Sandu, domnule ambasador Logston, doamnă ministru Mihailov-Moraru, doamnă director Popa. Este o plăcere să mă aflu alături de dumneavoastră astăzi la Institutul Național al Justiției pentru a anunța investiția USA de 6 milioane de dolari în eforturile dedicate reformei și combaterii corupției în Republica Moldova. Această acțiune se desfășoară alături de eforturile noastre care sunt la nivel local pentru crearea unor instanțe model pentru binele cetățenilor țării. Acest nou proiect, lansarea căruia am onoarea să o anunț împreună cu dumneavoastră, doamna președintă Sandu și doamna ministru Mihailov-Moraru, va consolida eforturile de luptă cu corupția prin autorități naționale fortificate, pentru o societate civilă fortificată, pentru a acorda mai bine eforturile reformei cu voința poporului. Moldova și-a stabilit lupta cu corupția ca prioritate pe agenda sa de reformă pre-europeană, iar USAID este mândră să fie alături de dumneavoastră în acest efort, în acest parcurs. Reforma judiciară este de o importanță critică pentru aderarea Republicii Moldova la UE, iar USAID, împreună cu alte agenții ale Guvernului Statelor Unite, despre care am auzit și astăzi mai devreme, este gata să ofere asistență Guvernului Republicii Moldova în lupta sa cu corupția și în eforturile sale de formare a unui sistemul justiției mai eficace și mai transparent. Proiectul USA de reforma justiției și combaterea corupției, sau JARA, va complementa activitatea care deja se desfășoară de către Biroul de Afacere Internațional pentru combaterea drogurilor și aplicarea legii și va consolida cele mai importante instituții de luptă cu corupția, cum ar fi INJ. Acest proiect, în cadrul acestui proiect, se va crea un mini-secretariat care va monitoriza implementarea strategiei de dezvoltare a justiției în Republica Moldova. Noul nostru program va oferi activități de consolidare a capacităților pentru cei din sistemul judiciar, va oferi asistență pentru organele de administrare judiciară nou formate și va continua să consolideze, să abiliteze eforturile de supraveghere ale societății civile. Apreciez munca Ministerului Justiției și altor instituții în Republica Moldova pentru progresul extraordinar realizat în consolidarea, în fortificarea sistemului judiciar al Republicii Moldova, pentru că acesta să reziste la presiunile uriașe ale oficialilor corupți și, ce e mai important, pentru a-i trage la răspundere pe aceștia. Lupta cu corupția nu este una ușoară, dar cu susținerea aliaților voștri, cei din SUA și partenerii din UE, progresul vostru și angajamentul dovedit vor avea o importanță vitală în poziționarea Republicii Moldova în calea sa spre aderarea la Uniunea Europeană. Noi la USAID suntem mândri să fim partenerii voștri în identificarea unei Moldove care este definită de instituții de guvernare puternice, unei Moldove ancorate în conexiuni durabile cu cetățenii săi și a unei națiuni cunoscute pentru înfrângerea corupției la fiecare nivel al societății. Vă mulțumesc pentru această ocazie și pentru onoarea de a fi alături de dumneavoastră astăzi. Mulțumim. Doamnă președintă Sandu. Bună dimineața, doamnă administratoare adjunctă Măchii, domnule ambasador, doamnă ministra. Eu vreau în primul rând să mulțumesc Statelor Unite ale Americii și USAID pentru sprijinul enorm pe care îl oferă Republicii Moldova. Vreau să amintesc aici că în ultimii 30 de ani, de la momentul în care am stabilit relații bilaterale diplomatice, Republica Moldova a beneficiat de un sprijin de aproximativ 2 miliarde de dolari, bani care au mers pentru a susține cetățenii Republicii Moldova, pentru a susține proiecte care să îmbunătățească viața cetățenilor Republicii Moldova. Este un ajutor substanțial și vă mulțumim. Vă mulțumim pentru faptul că proiectele dumneavoastră demonstrează rezultate, dacă vorbim despre competitivitatea economică, dacă vorbim despre modernizarea sistemului educațional, dacă vorbim despre construirea securității energetice și multe alte domenii pe care nu reușesc să le menționez astăzi. Un domeniu important unde avem nevoie de sprijin este reforma justiției și combaterea corupției. Este, din păcate, domeniul unde avem cele mai modeste rezultate, în pofida voinței politice extraordinare pe care o avem
și în pofida mandatului oferit de majoritatea covârșitoare a cetățenilor Republicii Moldova, vedem o rezistență mare din partea oamenilor din sistemul judecătoresc, din partea oamenilor din instituțiile care trebuie să combată corupția, și această rezistență, evident, face mai complicată atingerea obiectivului de a construi o justiție dreaptă, pentru că de asta avem nevoie, trebuie să asigurăm dreptate și de a construi instituții de combatere a corupției care sunt puternice și care reușesc să prevină și să sancționeze corupția. Pe această reformă dificilă ne-ați sprijinit deja și vă sunt recunoscătoare pentru proiectele pe care le-ați finanțat anterior, inclusiv pentru activitatea recentă care ține de evaluare externă, extraordinară a judecătorilor și procurorilor, și va trebui să continuăm acest efort. Trebuie să continuăm să curățăm sistemul de oameni corupți, de oameni care folosesc legea împotriva legii, pentru a obține beneficii personale, pentru a apăra grupări corupte, grupări criminale. Acest fenomen este încă o problemă majoră pentru țara noastră. De aceea vom continua curățenia generală în justiție și o vom continua cu sprijinul dumneavoastră. E nevoie să continuăm să construim capacități, pentru că dincolo de faptul că e nevoie de oameni onești, e nevoie și de oameni profesioniști, deci cei onești trebuie să fie și buni profesioniști ca să poată să descurce acele scheme de corupție care s-au întâmplat în trecut și ca să poată să dea verdicte corecte, legale. Avem de lucrat cu toate instituțiile, suntem aici la Institutul Național al Justiției, și vrem să vedem de acum încolo absolvenți care să facă dovada și a corectitudinii și a onestității, dar și absolvenți care sunt bine pregătiți. Nu vreau să vorbesc despre experiențele din trecut, dar știți că sunt experiențe proaste și de aceea așteptarea noastră și așteptarea societății este că lucrurile se vor îmbunătăți substanțial. Avem așteptări noi de la mari, de la noul CSM, de la viitorul CSP. Vrem ca aceste instituții să nu mai comită și lucruri, să nu mai ia decizii care în trecut au provocat daune majore sistemului și țării în general. Vrem ca aceste instituții să nu mai promoveze judecători și procurori corupți, dimpotrivă, să acționeze pe bază de meritocrație și să fie un exemplu de corectitudine. Vrem să vedem în instituțiile de combatere a corupției progrese substanțiale și nu doar certuri între grupuri de interese. Așteptările cetățenilor sunt ca să se vadă progrese serioase pe dosarele de corupție mare, dar și pe combaterea corupției sistemice. Și această sarcină este și pe umerii celor care trebuie să combată corupția și să probeze aceste acte de corupție, dar și pe umerii judecătorilor care trebuie să dea decizii, să examineze conform legii aceste dosare. Așteptările sunt mari, știu că rezistența este mare, dar vreau să amintesc care este miza acestei reforme. În primul rând, statul Republica Moldova nu poate fi funcțional pe deplin dacă nu avem justiție adevărată. Economia Republicii Moldova nu poate să se dezvolte, iar fără dezvoltare economică nu putem să creștem nivelul de trai al oamenilor. Dacă nu există justiție, dacă nu există certitudine că legea va fi aplicată, iar cei care nu vor respecta legea vor fi sancționați. Și foarte important, integrarea europeană a Republicii Moldova depinde de reforma justiției, pentru că nu o să ne accepte nimeni niciodată în Uniunea Europeană dacă vom continua să avem o justiție coruptă și dacă vom continua să avem instituții de combatere a corupției care nu își fac lucrul bine. Miza este foarte mare și vreau să mă adresez tinerilor și oamenilor
care nu neapărat sunt tineri, dar care sunt oameni onești în sistem. Vrem să auzim vocea voastră. Aveți un rol important de jucat în acest proces și vrem să deveniți mai curajoși. Și pe de altă parte vreau să le spun celor care în continuare insistă să pună piedici reformei justiției, nu o să reușiți. Dacă va trebui, vom modifica în continuare parcursul de reforme și acolo unde o să veniți cu impedimente noi, noi o să venim cu măsuri noi, pentru că, așa cum spuneam, funcționalitatea acestui stat, nivelul de trai al oamenilor, siguranța cetățenilor Republicii Moldova și viitorul nostru european depinde de succesul acestei reforme. Sper că toată lumea înțelege pe deplin care este rolul fiecărei instituții și cât de important este efortul pe care trebuie să-l facem împreună. Vă mulțumesc încă o dată că ne sprijiniți în această reformă dificilă și am certitudinea că împreună vom reuși. Vă mulțumesc! Thank you so much. Vă mulțumesc mult, doamnă ministră, vreau să vă dau cuvântul. Mulțumesc, stimată doamnă președinte, excelențele dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Sunt onorată să fiu prezentă la lansarea acestui proiect important, Reforma Justiției și Combaterea Corupției, și mă bucur că această inițiativă de colaborare între Guvernul American și autorități privind implementarea acțiunilor pe Reforma Justiției și Combaterea Corupției se materializează. Obiectivele propuse de către acest proiect se pliază foarte bine cu acțiunile setate și de către Ministerul Justiției conform planului său de acțiuni. Fiindcă se cunoaște foarte bine că foaia de parcurs a Ministerului Justiției a fost asumată prin strategia de dezvoltare pe sectorul justiției care vizează asigurarea independenței, integrității actorilor în justiție în special și este o reformă ambițioasă și foarte complexă. Evident, reformele demarate pe segmentul justiției sunt foarte complexe. Vorbim despre vetting, vorbim despre fortificarea instituțiilor anticorupție, vorbim despre modificarea legislației interne ce ține de procesul de admitere în profesiile juridice, vorbim despre modificarea mecanismului de răspundere disciplinară, digitalizare și altele. Și, indubitabil, rolul partenerilor de dezvoltare în implementarea acestor acțiuni este unul extrem de important. Realizarea cu succes a tuturor angajamentelor asumate de către actualul guvern și mai ales în concurență cu condiționalitățile față de Uniunea Europeană, având în vedere că avem statutul de țară candidată, ne obligă să ne conjugăm într-un mod mult mai eficient și prioritar eforturile și să le reușim să le realizăm într-un termen scurt. Desigur, aceasta este o provocare ca într-un termen scurt să asigurăm și calitate, că urgența nu trebuie să primeze în defavoarea calității. Și în acest sens este utilă orice activitate ce vizează monitorizarea modului de implementare și pe parcursul implementării acestor activități să ne adaptăm și să restabilim anumite acțiuni pentru a ne atinge obiectivele scontate. Vreau să spun că, făcând cunoștință cu obiectivele propuse de către acest proiect, am apreciat enorm de mult că obiectivul de bază, privind sprijin pentru crearea unui mini-secretariat pe termen scurt, care va monitoriza implementarea strategiei pentru anii 2022-2025, se pliază foarte congruent cu obiectivul 3.2 din strategia Ministerului Justiției, ce vizează consolidarea capacităților administrative și manageriale în sectorul justiției. De fapt, lucrurile un pic au devansat. Noi deja avem acest mini-secretariat constituit la Ministerul Justiției cu suportul Guvernului American și suntem foarte recunoscători pentru acest fapt. Datorită acestei oportunități, am reușit acum 2 zile să organizăm la Ministerul Justiției reuniunea partenerilor de dezvoltare și a donatorilor, la care Ministerul Justiției a prezentat unde stăm astăzi pe reformele justiției, a prezentat provocările și impedimentele pe care le întâmpinăm, dar și a prezentat prioritățile imediate pe următoarele luni, fiindcă dorim să intervenim foarte prompt și foarte focusat pe obiectivele asumate, astfel încât să reușim în termen scurt atingerea obiectivelor.
Un alt obiectiv anunțat de acest proiect vizează consolidarea instruirii și formării juridice, la fel un obiectiv similar și în strategia Ministerului Justiției. Este indubitabil cât de necesar este ca să revizuim mecanismele de instruire și de admitere în profesie a actorilor în justiție, astfel încât să fie admiși doar cei mai buni din cei mai buni, inclusiv pe criterii de meritocrație și de integritate. Și în ultimul rând, dar extrem de important, este obiectivul ce vizează fortificarea instituțiilor anticorupție prin obiectivul 3 anunțat de acest proiect, expertiza legislativă și analitică oferită principalelor instituții anticorupție. Și acest lucru se pliază foarte bine cu obiectivul din strategia Ministerului Justiției, ce vizează consolidarea integrității și responsabilității în sectorul justiției. În acest sens, Ministerul Justiției a creat acum o lună o platformă de discuții cu conducătorii instituțiilor anticorupție, astfel încât deja să avem ședințe regulate la Ministerul Justiției privind conjugarea eforturilor într-o direcție unică și clară, privind perfecționarea legislației, fortificarea capacităților instituționale a instituțiilor anticorupție, astfel încât acestea să se poată focusa pe cazurile de corupție mare și să poată livra rezultatele corespunzătoare. Tot cu în cadrul acestei platforme, imediat în următoarele 2 luni și inclusiv cu sprijinul experților prin intermediul acestui proiect, vom identifica soluțiile imediate ce ține de fortificarea Procuraturii Anticorupție, astfel încât aceasta să aibă toate instrumentele necesare pentru rezolvarea cauzelor de rezonanță și combaterea corupției. Deși am zis anterior ultimul, totuși vreau să menționez și despre un alt obiectiv la fel de important. Asta este mai mult și ca o lecție învățată din experiența de până acum. E vorba de obiectivul ce ține de sensibilizarea opiniei publice și consolidarea vizibilității eforturilor de combatere a corupției în rândul publicului general prin intermediul societății civile. De ce am zis mai devreme despre lecție învățată? Cumva, perioada de până acum ne arată că nu a fost o foarte bună comunicare și vizibilitate și explicare către publicul larg a tuturor eforturilor și deloc puține depuse în vederea reformării justiției și combaterea corupției. Da, a fost și multă rezistență, a fost și multă dezinformare, a fost și multă neînțelegere, o lipsă de conștientizare a importanței implementării acestor reforme, chiar și cu riscul de a fi calificate mai drastice în ce ține de reforma justiției și combaterea corupției, dar absolut necesare, deoarece anterioarele tentative de reforme nu și-au atins scopul. De aceea salut acest obiectiv. De fapt, cred că o mare parte din succesul, fiindcă eu vizualizez că noi toți vom avea succes pe aceste planuri ambițioase, este ca să comunicăm cât mai mult cu publicul, să sensibilizăm opinia publică și profesioniștii din sectorul justiției să conștientizeze la maximum importanța acestei reforme și să fie parte a reformei. În acest sens, la fel, la Ministerul Justiției din februarie am creat Consiliul Consultativ pe lângă Ministerul Justiției, creat din reprezentanții sistemului judecătoresc, a Procuraturii, societății civile și uniunilor profesionale. Avem deja 4 ședințe la activ în care nemijlocit discutăm problemele pe sistemul justiției și cu soluții concrete de rezolvare, iar la următoarele ședințe monitorizăm s-a implementat soluția respectivă sau nu. Am vorbit despre necesitatea de a identifica soluții ce ține de admiterea în sistemul judecătoresc pentru a acoperi acele rezerve a locurile vacante. Am vorbit despre acele soluții care să le dăm CSM-ului ca să preia prin derogare temporar funcțiile colegilor, care în mod obișnuit decid asupra avanțării promovării judecătorilor și, în ultimul rând, prin acest Consiliu Consultativ vom discuta și aspecte similare ce ține de sistemul procuraturii. În final, vreau să-mi exprim recunoștința și să aduc sincere mulțumiri guvernului american pentru toată receptivitatea oferită de până acum, că am avut o discuție și colaborare foarte frumoasă și până acum și pentru sprijinul oferit în perspectivă prin intermediul acestui proiect în tot acest proces complex de reformare a justiției și combaterea corupției. Sper mult să reușim să integrăm și să consolidăm, mai ales în mod eficient și operativ, eforturile depuse în domeniul justiției și anticorupției. Vă mulțumesc!
you so much. Vă mulțumesc mult. Domnule ambasador, doamnă președinte, doamnă McKee, doamnă Veronica, doamnă Caterina, este o onoare să fiu cu dumneavoastră aici și cred că prezența dumneavoastră cu noi aici, de rând cu atât de mulți parteneri naționali și internaționali, e o mărturie a cât de importante sunt aceste subiecte, dar de asemenea e o factor care vizual ne reamintește că Moldova face parte din partenerii care doresc să facă să întreprindă activitățile importante. Proiectul de reformă a justiției și combaterea corupției reprezintă al treilea într-o serie de proiecte ale USAID în programul de justiție transparentă și a fost proiectat în mod strategic pentru a consolida rezultatele anterioarelor proiecte, instanțe judecătoare și model și asistență pentru secretariatul Privating. Fiecare din dumneavoastră are o fișă informativă geară în fața dumneavoastră care identifică obiectivele și partenerii noștri strategici. Acei parteneri sunt Ministerul Justiției, Procuratura Anticorupție, Centrul Național de Combatere a Corupției și Institutul pentru Politici și Reforme Europene și, desigur, gazda noastră de astăzi, Institutul Național al Justiției. M-am gândit mult ce să vă spun astăzi aici. O opțiune era pur și simplu să vă povestesc ce vom face, dar asta vedeți pe fișa informativă din fața dumneavoastră și ați auzit deja destule de la antevorbitorii mei. De aceea, în loc să definesc ce vom face, am să vă spun mai bine cum vom face. Tot ce facem noi în cadrul JARA se va baza pe parteneriat. Acest fapt este reflectat în cei prezenți astăzi în sală. Dacă dumneavoastră sunteți astăzi aici, vă considerăm parteneri și anticipăm, ne așteptăm la extinderea acelor relații de parteneriat spre beneficiul cetățenilor moldoveni. Parteneriatul a permis Ministerului să găzduiască săptămâna asta o ședință de coordonare a donatorilor și noi, în cadrul JARA, suntem încântați să contribuim la acest avânt și să oferim expertiză adițională. Începând cu mâine, vom lansa un proces de recrutare pentru angajarea unui asistent de proiect și traducător pentru sprijinirea celor care deja fac parte din secretariat. Și în august vom avea experți în Moldova cu care vom discuta evaluarea impactului strategiei de justiție și să vedem ce expertiză și sprijin suplimentar este necesar pentru minister pentru a conduce strategia spre succes. Partenerii noștri de la Procuratura Anticorupție și-au făcut timp să discute cu noi ca să definim necesitățile pe termen mediu și sunt bucuroasă să spun că Procuratura Anticorupție, JARA și Banca Mondială au convenit deja să lucreze asupra principalelor aspecte de digitalizare. De asemenea, am început să discutăm cu partenerii noștri de la CNA, unde ei au necesități urgente și vom proiecta sprijinul nostru de consolidare a capacităților împreună cu rețeaua de dezvoltare anticorupție. Doar lucrând împreună putem realiza multe lucruri împreună, nu separat. Sensibilizarea opiniei publice și activismului într-o asporire, responsabilitatea este un element esențial al reformei și de aceea JARA a convenit și a stabilit un parteneriat strategic cu Institutul pentru Reforme și Politici Reforme Europene care vor permite să extind activitățile bune, pentru că parteneriatul nu înseamnă împărțirea volumului de lucru, ci multiplicarea oportunităților. Institutul Național al Justiției a fost un partener puternic al USAID, a programului de justiție transparentă și au stabilit tonalitatea pentru a continua să fie așa. Institutul Național Justiției JARA și inițiativa Instanțe Judecătorești și Model au făcut echipă pentru a instituționaliza evaluarea riscurilor de corupție pentru judecători și personalul instanțelor judecătorești care au fost făcute care au ajuns la succes prin inițiativa Instanțelor Judecătorești Model și la care cine contribuie prin expertiza sa. Și în calitate de partener, Institutul Național al Justiției ne-a deschis casa pentru noi astăzi și în ultimii ani ne-a găzduit toate audierile în cadrul privetingului, astfel, în sala de alături, astfel prioritizând necesitățile privetingului față de necesităților proprii. De aceea aș vrea să mulțumesc multe Caterinei pentru lucrul din greu care e necesar, pentru aceste audieri și pentru organizarea evenimentului de astăzi. Parteneriatul nu înseamnă să fim perfecți, înseamnă să ne înțelegem limitările și să lucrăm împreună pentru a crea ceva extraordinar. Parcursul de reformă al Moldovei este ceva extraordinar și noi așteptăm cu nerăbdare să avem acești 3 ani de parteneriat și succes cu dumneavoastră cu toți și vă mulțumesc foarte mult
pentru prezența astăzi. Aș vrea din nou să-i dau cuvântul Ecaterinei. Vă mulțumesc mult, Anne. Distinsă audiență, deci aș vrea doar să subliniez câteva afirmații. Activitatea noastră a echipei și mă bucur să aud aceste lucruri de la rând, pentru că noi, într-adevăr, manifestăm deschidere, flexibilitate și facem ca lucrurile să fie bune, punem umărul acolo unde este necesar și împreună ca să facem ca sistemul judiciar, beneficiarii, institutul, tot cei care au de câștigat în urma acestor proiecte să fie în final cu rezultate bune și cu impact pentru a avea o societate, într-adevăr, corectă și o justiție bună. Noi vom fi și ne vom plia, așa cum a spus și doamna ministru, la toate necesitățile sistemului. Suntem adaptați, dar vom face toate eforturile ca aceste lucruri și ca tinerii care vin de la noi să vină cu altă viziune, să schimbăm poate chiar și percepții. Și vreau să zic că Republica Moldova, chiar și sistemul justiției, care este oglinda transformărilor și reforme care este aici, atunci când integritatea și etica profesională a reprezentanților acestui sistem apare în prim plan, este de datoria noastră ca să conjugăm eforturile toate instituțiile statului atunci când avem așa un suport enorm, deci Guvernul Statelor Unite, Guvernul Republicii Moldova, deci împreună nu avem nicio scuză ca să nu facem lucrurile bune, ca să livrăm rezultate și oameni buni. Vreau să mulțumesc încă o dată instituții prezidențiale și doamnei președinte Maia Sandu pentru că ați onorat cu prezența astăzi și ați înțeles cel puțin intenția noastră inclusiv pe acest segment. Mulțumesc foarte mult ambasadei Statelor Unite ale Americii, USAID, noul proiect al nostru care manager este în, cu siguranță va fi ca și celelalte și echipa noastră. Doamne ministru, noi avem de lucru împreună foarte mult cu CSM-ul, care sunt cel puțin trei aici și mă gândeam că doi din ei sunt absolvenții NG și unul este colaborator. Asta deja e bine. N-are cum să nu fie, să rezonăm. Sperăm. Și vreau să mulțumesc tuturor partenerilor care au susținut eforturile noastre și inițiativele și credeți că împreună cu intenție bună, cu bun simț și cu toate lucrurile făcute, vom reuși și vom izbuti. Vă mulțumesc tuturor. Și m-au rugat colegii de la USAID să invit, da, la camera unde prevetingul de fapt are loc, acum la o poză de grup pentru oaspeții de onoare. Am să vă rog foarte mult dumneavoastră să rămâneți pe loc și ulterior faceți poze, este o pauză de cafea. Asta m-au rugat organizatorii să fac. Eu vă mulțumesc încă o dată tuturor și ne vedem deja în activitățile nemijlocite a proiectului.